iubitoare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea. Așa este Dumnezeul nostru. Cred că este corect să învățăm cum este El și să învățăm să fim și noi așa cum este El. Data trecută am vorbit despre plin de îndurare, acum vom vorbi despre milostiv. Mila este o manifestare liberă a naturii lui Dumnezeu. Așa este El, milostiv. Este scris în Exod, pe aceeași pagină, capitolul 33, versetul 19. Domnul a zis lui Moise: eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. De la El pornește mila, nu pentru că l-ar influența cineva să fie milostiv. El este milostiv și vrea să-L cunoaștem așa cum este. De aceea este scris în cartea Ieremia, capitolul 9, versetul 24. Cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Ce să cunoaștem la Dumnezeu? Cum să-L cunoaștem? Să știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Conform acestui verset, îi face plăcere Domnului să studiem ceea ce noi studiem în această seară. Dar nu doar să știm teoretic, ci să știm în orice împrejurare a vieții că așa este El. Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, spunea unora care pretindeau că-L cunosc pe Dumnezeu și sunt poporul Lui, citesc din Matei 9 și apoi din 12, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu sub aspectul milei. Matei 9, versetul 23, nu, 13. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Și în capitolul 12, versetul 7, dacă ați fi știut ce întemnează milă voiesc și nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Deci iată că pot să fie împrejurările vieții în care să nu-L cunoaștem și noi să nu știm să acționăm așa cum gândește și cum lucrează El. Voi aminti mai întâi câteva afirmații biblice despre mila lui Dumnezeu. Mai întâi afirmații ale lui Dumnezeu, în care El a spus despre sine că este milos. Așa cum deja am citat din Exod 34, tot la cartea Exodul ne întoarcem, capitolul 22, aici este un aspect practic. Versetul 27, citim și 26 să înțelegem ideea. Dacă iei zăloc haina aproape lui tău, să-i o dai înapoi înaintea pusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, căci este haina o care își învelește trupul, cu ce are să se culce? Dacă strigă spre mine după ajutor, eu îl voi auzi, căci sunt milostiv. Deci iată cât de atent este Dumnezeu în mila Lui. Într-o seară cineva să-i fie frig datorită altuia și Dumnezeu imediat se sesizează. Citim și din Romani, capitolul 9, unde este scris în prim plan despre mântuire, dar, cum aminteam, este valabil în toate domeniile vieții. Dumnezeu a afirmat despre sine că are milă, o milă corectă. Romani 9, versetul 15, căci El a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă. Versetul 16, așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă. Adică noi n-am putea să aducem motivație înaintea lui Dumnezeu ca să avem trecere. Toată favoarea noastră e dată de mila Lui. De aceea versetul se încheie cu cuvintele: ci de Dumnezeu care are milă.
Citim și 18. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Are libertatea aceasta. Și vom aminti versete care să arate că mila lui Dumnezeu în a o arăta cui vrea nu este una nedreaptă. La Dumnezeu toate sunt în acord. Iată și alte afirmații ale sfinților, al celor ce l-au cunoscut pe Dumnezeu ca milostiv din experiențele vieților. Și poate că și noi avem astfel de experiențe care putem să spunem Dumnezeu este milostiv. Cred că avem, numai să le recunoaștem și să le amintim, cel puțin în raport cu Dumnezeu, dar uneori și în a-L descrie altora pe Dumnezeu. În cartea 2 Cronici, capitolul 30, regele Evlavios Ezechia a trimis o scrisoare evreilor din partea de nord, care nu mai aveau o țară, aparțineau deja Imperiului Asirian, doar Iuda mai rămăsese în libertate și iată cu ce voia să-i convingă să vină la Ierusalim cu ocazia unei sărbători a Paștilor. 30, versetul 9. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce i-au luat rob și se vor întoarce în țară, căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Adică le-a spus, dacă Dumnezeu v-a împrăștiat datorită vinovăției voastre, asta nu înseamnă că n-ar mai putea de acum să-și arate bunăvoința și mila față de voi, dar dovediți o atitudine corespunzătoare. Tot pentru vremuri de după pedeapsă, citim în cartea Nemia, capitolul 9, aici deja și regatul Iuda ajunsese în robie, o parte se întorseseră. Nemia, capitolul 9, versetul 17, sunt referit la istoria lui Israel, de care voi mă aminti. Evreii n-au vrut să asculte, au dat uitării minunile pe care le făcuse pentru ei și au înțepenit grumazul și în răzvrătirea lor și au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Și zice Nemia în rugăciune, dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și rezultanta acestor atitudini a Domnului, zice în continuare, și nu i-ai părăsit. Doar prin faptul că Dumnezeu este și milos. Citim tot de aici și versetul 31. Sunt descrise între timp alte evenimente în care evreii s-au făcut vinovați. Dar în marea ta îndurare nu i-ai nimicit și nu i-ai părăsit, căci tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător. Trecem în cartea Psalmilor, Psalmul 85, unde din nou găsim declarații despre Dumnezeu, 86 mai exact, versetul 15, rugăciunea lui David. Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv. Deci iată cum și Nemia și David folosesc aceste două expresii exact în ordinea în care Dumnezeu s-a prezentat pe sine. Întâi îndurător și apoi milostiv. Și apoi continuă cu altele, îndelung răbdător și bogat în bunătate și credincioșie. Rămânem tot în psalm, psalmul 103, versetul 8. Domnul este îndurător și milostiv, același David scria, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Numele Lui să fie slăvit. Ne mai oprim și în profeți, Isaia, capitolul 30, versetul 18. Aici sună interesant textul referitor la mila lui Dumnezeu. Ca să vedem că Dumnezeu este milostiv prin sine, nu prin alții. Totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi. Deci era doritor să aibă un act al milei față de ei. Se va scula să vă dea îndurare, căci este un Dumnezeu drept, fericit de toți cei ce nădăjduiesc în El. Ioel, capitolul 2, versetul 13,
într-un moment al exprimării mâniei divine, totuși este amintită mila. Ioel 2:13. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeu vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Deci Dumnezeu milă face cu bucurie. De pedepsit, pedepsește fără bucurie, deși ține și asta de felul lui Dumnezeu de a fi. Am amintit așadar câteva afirmații foarte concrete, care nu mai trebuie explicate sau nu mai trebuie nicio deducție. Dumnezeu a spus despre sine, au spus și Sfinții, El este milostiv. Amin? Să luăm acum câteva exemple, să vedem cum și-a manifestat Dumnezeu, mi l-a afirmat. Că noi putem să afirmăm că suntem milostivi, dar vor avea cei din jur exemple ale manifestării milei noastre? Vorba înțeleptului din Proverbe, mulți își trâmbețează bunătatea, dar cine a avut de-a face cu ea? În cartea Genesa, capitolul 6, este scris despre perioada dinaintea potopului. Dumnezeu era mâhnit în inima lui, văzând ce se întâmplase pe pământ. Inclusiv, scrie aici în versetul 12, că și animalele, orice făptură, stricase calea pe pământ. Și totuși, în vremea aceea, Dumnezeu n-a uitat să aibă milă. Citim în versetul 8, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Și în baza milei Domnului, Dumnezeu a acumulat și cu îndelungă răbdare și a așteptat să-și facă Noe corabia, a explicat cum să o construiască, au curs evenimentele, cum știți, la potop, pentru că altfel, dacă Dumnezeu nu manifesta mila aici, ar fi semnat să distrugă tot. Dar față de această familie, față de viețuitoarele din corabie și față de evoluția ulterioară a pământului, Dumnezeu a manifestat milă. Cred că Noe și ai lui aveau motive puternice să fie mulțumiți de mila lui Dumnezeu. Era Noe neprihănit, nu știm exact întru totul cum se comporta cu fiii lui, soția, soțiile fiilor lui. Eu cred că Dumnezeu a avut milă de casa lui și le-a îngăduit acea trecere, singura familie de pe pământ, peste evenimentele distructive ale potopului. Un alt exemplu. De altfel este un exemplu în timp, mila Domnului în istoria poporului evreu. Evreii au făcut multe rele de-a lungul generațiilor, ca de altfel și alte popoare, ca oameni în general. Și Dumnezeu și-a păstrat mila față de ei. Chiar dacă a fost nevoit să nimicească pe unii din ei, nu a renunțat la ei ca popor, s-a îndurat de ei în momente critice. Să citim în cartea Judecător, capitolul 2, unde este scris despre repetatele lor abateri de la Dumnezeu și idolatrii. Judecător 2, versetul 18. Când le ridica Domnul judecătorii, Domnul era cu judecătorul și izbăvea din mâna vrășmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului, căci Domnului îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce apăsau și chinuiau. Din nou, repet, n-a fost vreo determinare din afară. Dumnezeu i-a fost milă de ei văzându-i că sufăr. În cartea a doua a împăraților, capitolul 13, avem o situație și mai evident în ce privește mila Domnului, pentru că aici, iarăși, poporul nu era într-o stare spirituală bună. Dar Dumnezeu avea un plan cu evreii și existau, cred că, în popor, totuși, oameni față de care Dumnezeu vrea să-și arate îndurarea. 2 Reși, capitolul 13, versetul 23. Citim și 22. Hazael, împăratul Siriei, a suprise pe Israel în tot timpul vieții lui Ioahaz.
Dar Domnul s-a îndurat de ei și a avut milă de ei și a întors fața spre ei din pricina legământului său cu Avram, Isaac și Iacov. N-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la fața lui. Îi supraveghea și în milă le era binevoitor. Cartea Psalmilor, Psalmul 106, prezintă din nou în sinteză mila Domnului, citim de la versetul 43. El de mai multe ori a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor și au ajuns nenorociți prin nelegirea lor. Dar el le-a văzut strâmtorarea când le-a auzit strigătele și a adus aminte de legământul său și a avut milă de ei după bunătatea lui cea mare. A stârnit pentru ei mila tuturor celor ce țineau prinși de război. Datorită milei lui Dumnezeu sunt cuvintele de rugăciune ce urmează. Scapă-ne, Doamne Dumnezeu nostru, strânge-ne din mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Aveau evreii motive să mulțumească Domnului și să-L laude că a fost milostiv față de ei de atâtea ori. Să mai citim și din cartea profetului Isaia. V-am spus că sunt cele mai citate versete acestea două din Exod 34, de aceea sunt multe referințe, eu mă opresc doar la câteva dintre ele care îmi par deosebite în parte, ca din toate să adunăm ceva în a completa o imagine corectă. Profetul Isaia are versete repetate despre mila Domnului pentru evrei. Mă opresc la capitolul 49. De la versetul 13. Bucurați-vă, cerul, veselește-te, pământule, expuniți în strigăt de bucurie munților, căci Domnul mânghie pe poporul său și are milă de norociții lui. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează, să n-aibă milă de rodul pântecului ei? Au mai fost situații limite când și-au pierdut mamele simțul de mamă. Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu vă voi uita cu niciun chip. Orice au făcut evreii, Dumnezeu la planul cu ei nu a renunțat. Ea, iubit, le-a fost milă de ei. Rămânem aici pentru a citi din capitolul 51. Versetul 3, tot astfel Domnul are milă de Sion și mânghie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Tot datorită milei Domnului. Întoarcem două pagini, 54:10. E un cuvânt frumos. O făgăduință a Domnului, pot să se mute munții, pot să clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul. Și baza motivației Domnului, care are milă de tine. Slăvit să fie Dumnezeul nostru cel milostiv. Mai adaug doar un cuvânt din profetul Osea, capitolul 11, să nu uităm că în vremea în care au fost rostite aceste profeții, poporul Israel nu era într-o stare spirituală bună. Ascultați cum simțea Dumnezeu, Osea 11, cu citim și 1. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Continuare scrie că s-a îndepărtat, n-a vrut să fie recunoscător. Acum versetul 8. Dumnezeu ajunsese în situația să-i pedepsească datorită dreptății sale. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți facă Admei? Cum să te facă Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntru mi se mișcă de milă. Cu durere, am putea spune, pe înțelesul nostru, Dumnezeu i-a pedepsit pe evrei. Și în milă se gândea, se uita să vadă ce fac, unde sunt, cum se poate îndura de ei. Trecem la un alt exemplu,
pentru situații mai particulare, rămânem în profeții mici, în Iona, pentru a vedea mila Domnului pentru lumea pierdută în întunericul păcatului. Aici arătată față de cetatea Ninive. Să nu creadă cineva că Dumnezeu a avut milă numai față de evrei. Iona a avut milă numai față de evrei. Dar Dumnezeu a vrut să aibă milă și față de asirieni. Iona, capitolul 4, versetul 2. Iona s-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Adică Iona voia să-i schimbe caracterul lui Dumnezeu, nu se poate. Și Doamne, eu știam că ești așa, dar aș fi vrut să nu fie așa cu ei. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare. Știa că a zis Dumnezeu, s-a dovedit în istoria lor. Îndelung rădător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Știa Iona. Și Dumnezeu se justifică. Versetul 11. După ce i-a dat comparația cu acea plantă care s-a uscat. Și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Da, scrie în Proverbe că cel neprihănit se îndură de vite. Spunea Domnul că Tatăl știe și de vrăbi. Adică lui Dumnezeu îi pasă de toată creația. Cum și unui gospodar care ține la gospodăria lui, nu e tot una dacă mai are și un pui de găină. Ori Dumnezeu, care le-a conceput pe toate, le întreține pe toate, nu poate să nu fie milostiv față de creația care este în grija sa. Este investiția lui. Cum îmi spunea un frate care avea un ginere și s-a uitat el la pomii din grădină și a zis, drujba și ăsta, și ăla, și ăla. Zice, măi, dar totuși ăsta mare, niște crengi verzi. Eu am cărat apă la ăsta până s-a făcut mare. Nu îl tăia încă. Dumnezeu este unul care a investit și care prin natura sa este milostiv. Un alt aspect al milei. Ne oprim în Evanghelie la situațiile mulțirea pâinilor. Mila Domnului pentru cei flămânzi, pentru cei săraci, am putea spune. Pentru cei ce duc lipsă de hrană. Atât Matei cât și Marcu, citim numai din Matei 14 și 15, scriu că în ambele cazuri Domnul a mulțit pâinile din milă. Doar fiul îi seamănă întru totul tatălui. Matei 14, versetul 14. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, s-a făcut milă de ea, a vindecat pe cei bolnavi, apoi, când s-a înserat, știți, s-a procedat la înmulțirea pâinilor, în capitolul 15, versetul 32, din nou, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mi-este milă de gloata aceasta, căci iată de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Imaginați-vă un părinte, o mamă să-și vadă copiii că n-au ce mânca, nu? Milă. Dar a spus Domnul Iisus că în raport cu el, noi ca părinți suntem răi. Cât de bogată este mila sa pentru cei ce nu au. De aceea la Dumnezeu contează dacă cineva dă la cine n-are mâncare, cum predica Ioan Botezătorul. Cum am amintit din cartea Exod, Dumnezeu este milostiv dacă cineva rabdă fric, dacă cine rabdă foame. Altfel, altă față a milei, mila Domnului față de cei stăpâniți de demoni. Marcu capitolul 5, aici e descris un caz grav, un om care era chinuit, îngrozitor. Citim versetul 18. Pe când se suia el în corabie, e vorba de omul deja vindecat, ruga să-l lase să rămână cu el, ruga pe Domnul. Iisus nu i-a dat voie și a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Cred că înțelegem că o asemenea situație e mai gravă decât foamea sau frigul. Să fie eliberat din chingile diavolului. Toate din milă. Și rămânând în Evanghelie, mă amintesc doar situațiile, sunt multe, ideea în sine, milă față de cei bolnavi. Rămânem în
și în Marcu citim de Bartimeu, dar citim varianta din Matei 20, tot despre orbii din Ierihon, că avem două mențiuni acolo. Matei 20, versetul 31, gloata-i certa să tacă. Versetul 30-31, la fel, ai milă de noi, Doamne. Iisus a oprit, i-a chemat și le-a zis, ce vrei să vă fac, Doamne, să-i să ni se deschidă ochii. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei. S-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. Probabil că dacă îi căuta la viața lor, nu găsea motive să-i vindice. A cercetat mila dinăuntru său și a hotărât să se îndure de ei. Așadar, am dat câteva exemple care dovedesc de jur împrejur mila lui Dumnezeu. Ne oprim la aplicații. Ce câștig avem noi pentru că este Dumnezeu așa? Cu ce putem să plecăm practic de la lecția aceasta? Cu două lucruri. Unu, în nevoi și necazuri putem să ne rugăm cu cuvintele, Doamne, ai milă de mine. Vă rog, într-o zi căutați să vedeți de câte ori scrie expresia asta în Biblie. Ai milă de mine. De foarte multe ori în psalm. În rugăciunile lui David sau altora apare expresia asta. Ai milă de mine. Am notat aici, evident că nu vi le citesc pe toate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Astea numai sub forma asta ai milă de mine, dar mila poate fi cerută și cu alte cuvinte. Să citim, de exemplu, dintre ele, Psalmul 27, versetul 1. Întoarceți pagina mai bine la 30, versetul 10. Aici avem starea lui David, care se credea în siguranță, Domnul și-a ascuns fața, a ajuns într-o situație critică și zice el, ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă. Și efectul, și mi-ai prefăcut tânguierile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Și ar fi în urmă o motivație sau o răsplată din partea noastră, dacă poate fi numit așa. Pentru ca inima mea să scânte și să nu stea mută, Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. Doamne, ajută-ne și pe noi. În 27, în versetul 7, din nou, ascultă-mă, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima, am zis și din partea ta, caută fața mea. Tocmai pentru a cere milă, cum am citit din Isaia 38, Dumnezeu așteaptă să se milostivească. Ne întoarcem tot în Isaia, versetele astea din Psalm să ne rămână în amintire când ne rugăm. Eu recomand la cei ce spun că nu se pot ruga să citească Psalm. Îi pot ajuta în a-și reveni, în a le veni cuvintele rugăciune. Isaia 33, versetul 2. Doamne, ai milă de noi, noi ne nădăjduim în tine și ascultați ce frumos sună. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie. Sunt cuvinte biblice, putem să le folosim în rugăciunile noastre. Repet, Doamne, ai milă de noi, fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie. Știți rugăciunea vameșului? Cu ce cuvinte se ruga? Dumnezeule, ai milă de mine, păcătos. A știut cum se deschide ușa îndurării lui Dumnezeu, cerând milă. Că așa cum am amintit de la început, din cele scrise în profetul Ieremia 9, lui Dumnezeu
îi place să știm că El este milostiv. Închei ideea asta cu Evrei, capitolul 2, versetul 17, aici este o referire generală la felul în care noi prin Domnul Iisus Hristos putem să accedem mila lui Dumnezeu. Prin urmare, e vorba despre Domnul, a trebuit să asemene fraților săi în toate lucrurile, să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. O a doua aplicație, că asta prima o știm și fără să fim îndemnați. Când suntem la nevoie, să spunem, Doamne, ai milă de mine. Miluiește-mă, Dumnezeule, cum este o rugăciune în Biserica Ortodoxă. E biblic. Mila Domnului trebuie să ne motiveze să o cerem și pentru alții. Adică să aibă Domnul milă și de alții, dar în același timp să avem și noi milă de ei. Că n-ar fi drept să spunem, Doamne, ai milă de el și eu să n-am milă. Doamne, ajută-l că e sărac și eu să nu-i dau ceva. Doamne, fie-ți milă de el că e necăjit și eu să nu-l mângâi. Când Domnul Iisus a spus pe cruce, Tată, iartă-i, el făcea același lucru, murea pentru iertarea lor. Cred că aplicația asta ca valoare este înaintea celeilalte, că aceasta ne aseamănă mai mult cu Dumnezeu când avem milă față de alții, nu doar dorim să aibă Dumnezeu milă față de noi. Să citim câteva versete care evidențiază dorința de a avea Domnul milă față de alții. Cartea Genesa, capitolul 43, Iosif cu frații săi, a doua venire împreună cu Beniamin, versetul 29. Iosif a ridicat ochii și aruncând o privire spre fratele său Beniamin, fiul mamei sale, a zis, acesta este fratele vostru cel tânăr pe care mi-ați vorbit, și a adăugat, Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Da. Este mult mai indicat să spunem așa pentru oameni, Dumnezeu să aibă milă de tine. A avut și Iosif milă de ei? Da, nu doar a zis, Doamne, îndură-te de ei, dă-le acolo greu în Canaan, eu să ieși șef peste Egipt. Nu, nu. Dumnezeu, de fapt, a avut milă de ei prin el. Psalmul 90. Versetul 13, o rugăciune colectivă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Sau poate chiar, fiind vorba de rugăciunea lui Moise, să ne amintim de mijlocirile sale pentru Israel. Doamne, ai milă de toți aceștia. Psalmul 123, versetele 2 și 3. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii robilor la mâna stăpânii ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeu nostru până va avea milă de noi. Din nou, pluralul. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, că suntem sătui de dispreț. Dumnezeu, cred că uneori vrea să se îndure de un întreg grup, nu doar de cineva în mod individual. Știți că atunci când Dumnezeu s-a îndurat de Pavel în drum spre Roma, prin el i-a salvat pe toți, așa chiar îi spune îngerul. Eu cred că Pavel s-a rugat. Și Dumnezeu a avut milă față de întreg echipajul și ceilalți pasageri de pe corabia aceea naufragiat. Spuneam că Dumnezeu ar vrea nu doar să îl rugăm să aibă milă de alții, să avem noi milă. Apreciază asta tare mult. Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine? E o întrebare aici. Decât să faci dreptate, să iubești mila. Îmi place cum sună. Nu spune doar să nu uiți de milă. Uitați-vă unii. Să iubești mila. Evrei uitaseră mila. Dreptate, exact. Adevărul care sunt menționate aici și pe care Dumnezeu le dorește și le așteaptă de la noi.
Să ne ajute Domnul să fim cu adevărat milostivi. Amin? În Luca capitolul 6 este învățătura Domnului Iisus Hristos despre milă. Și dacă ar fi să rămânem numai la atât, suntem bine. Dacă putem să urmăm ce spune Domnul aici, Luca 6, versetul 36. Fiți dar milostivi după cum și Tatăl vostru este milostiv. Uneori trebuie să manifestăm milă față de copiii noștri care au anumite abateri și apoi se întorc. De altfel scrie cum se îndură un tată de copiii lui, știți, din psalm. Să avem milă față de partenerul de viață când greșește, față de alte rudenii, față de colegi, față de vecini. Când n-ai argumente, gândește-te la mila lui Dumnezeu. Fii dar milostiv după cum Dumnezeu este milostiv. V-am spus, El este milostiv nu la cerere în primul rând. O face la cerere, dar este milostiv prin sine, de la sine. Și noi când dobândim natura Lui, trebuie să devenim și noi milostivi. Iată ce spune Apostolul Pavel în privința aceasta, Efeseni 4:32. Așa că cine nu se poate îndupleca, să fie milă, să ajute pe cineva, să-l ierte, deci e vorba de o milă concretă, n-a înțeles mila lui Dumnezeu încă. Efeseni 4:32, dimpotrivă fiți buni unii cu alții, miloși. Și apoi, cred că are legătură cu mila. Iertați-vă unul pe altul, cum vă iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Să ai milă ca Dumnezeu, să ierți ca Dumnezeu și atunci totul se înțelege, se rezolvă. Citesc și din Filipeni 2:27, e ceva, hai și 26, e vorba de un bolnav. Că-și dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaseră că a fost bolnav. Ați reținut ideea? Deci bolnavul era mâhnit că alții au aflat că e bolnav și s-au necăjit. Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. Mila față de bolnav, cum spuneam în cazul Domnului, mila față de săraci, față de toate împrejurile acestea de pe pământ. Și scrie Iacov în epistola sa, foarte categoric, capitolul 2, versetul 13, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Să nu mergem la extremă cu aceasta, să credem că rezolvăm mântuirea cu milostenile noastre, ci să reținem principiul just. Eu interpretez acest verset și în felul următor. Dacă ar fi după judecata mea, de unii n-ar trebui să am milă. Dar trebuie să îndepărtez judecata mea, arbitrul meu, și să am milă de ei dacă au nevoie de ceva. Nu că mila mea va birui dreapta judecata lui Dumnezeu, că Dumnezeu tot drept rămâne. El poate acționa în milă. De aceea să nu uităm că mila Domnului are limite. În cazul stăruinței, în neascultare și în păcat, sunt multe versete în Ezechiel. Eu vă citesc numai unul, că toate sunt la fel. Ezechiel 5:11. Oricum, noi nu-L ajungem pe Dumnezeu în milă, dar El știe unde este limita milei. Eu îmi voi întoarce ochii de la tine, ochiul meu va fi fără milă. Și, cum spuneam, sunt multe versete de genul acesta aici, în care din nou spune Dumnezeu, ochiul meu va fi fără milă. Își epuizaseră resursele de milă pe care Dumnezeu le-a avut pentru ei. Asta nu înseamnă că trebuie să le epuizăm noi în a ne îndura de oamenii care au nevoie. De altfel, cred că aici e toată problema. Când e vorba să cere milă de la Dumnezeu, știm cere. Dar când e vorba de a avea noi milă, facem socotele. Știți că atunci când s-a dus Nathan la David și i-a prezentat ipotetic cazul acela cu bogatul și săracul cu mielușaua, ce a zis?
vinovat. Când a aflat că e vorba de el, a compus Psalmul 51, care începe cu cuvintele: Dumnezeule, ai milă de mine. Vă să zic că acolo nu mai funcționa judecata, voia să apeleze la milă. Dumnezeu a avut milă de el, dar cum știți, în dreptate i-a aplicat o pedeapsă, dar nu a murit, ăsta a fost marele har. Încheiem afirmând că mila lui Dumnezeu, cum de altfel a rezultat din ce am spus până aici, în acord cu celelalte atribute ale sale, mila lui Dumnezeu nu neagă dreptatea, nu anulează sfințenia, deși se manifestă din plin. În Psalmul 145 citim despre un mănunchi al atributilor lui Dumnezeu, așa cum el de altfel s-a prezentat în cele citate în Exod 34, 145 de la versetul 7. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndenurădător, plin de bunătate. Domnul este bun față de toți. Îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Pentru că aici ai și bunătate, și dreptate, și milă. Este cunoscut din istoria orașului New York, primarul care a fost paremise în timpul celui de-al doilea război mondial, a auzit despre cazul unei femei sărace care a ajuns în fața judecătorului pentru că a furat din foame. Judecătorul, primarul a preluat el rolul de judecător în ziua aceea și a vrut să judece el cazul. Și a amendat-o pe femeie, potrivit legislației. Dar apoi a spus tuturor celor care erau în sală, care așteptau să vadă curioși, au venit mai mulți, cât de drept va fi primarul, că cere să se respecte justiția. Și a amendat pe toți oamenii din cartier, pentru că n-au lipsă de cei nevoiași. Amenda la care s-a supus și el a acoperit suma cu care fusese amendată femeia și a rămas un surplus din care i-au stabilit, nu mai știu exact cum, să o ajute pe femeie. Dacă oamenii sunt în stare să fie și milos și drept și bun și îndelung răbdători, nu poate Dumnezeu să fie? Poate deodată, numai nouă ni se pare. Și vrem să fim cu unul milostiv, cu unul drept. Aici e marea minune să învățăm de la Dumnezeu. Să le avem împreună. Doamne, ajută-ne! Și ultima idee cu care vreau să rămânem, și să fie ca o recunoștință înaintea Domnului, mila lui Dumnezeu e dovedită cel mai puternic în bunăvoința mântuirii. Noi vom vedea raiul că Dumnezeu a avut milă. Și dacă asta nu ne rămâne în amintire, și dacă asta nu putem să o aplicăm, nu știu dacă o să-l vedem. Știți ce a pățit omul iertat de 10.000 de galbeni? A uitat să aibă milă de 100 cât era datoria altuia. Și a fost reîncărcat tot debitul. Da? Acesta e Dumnezeul nostru, scrie în Isaia 55 cu versetul 7, să se lase cerul de calea lui și omul nelegiuit, să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, auzi? Mica, capitolul 7, versetul 19, cuvinte de mare valoare. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiurile noastre, acelea care stăteau înaintea feței lui, cum scrie și în psalm, și vei arunca în fundul mării toate păcatele noastre, un act al milei, îi iert. Dar să nu uităm că deși Dumnezeu își arată mila în mântuire, nu toți vor fi mântuiți. De aceea, aici e secretul. Dacă pricepem mila lui Dumnezeu, îi suntem recunoscători, dacă ne vom manifesta și noi așa cum este El, vom avea parte pe deplin de mila Lui, așa cum vă citesc în încheiere din Maleahi 3, de la versetul 16. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Au vorbit cu milă. Domnul a ascultat la lucrul acesta și o carte ce în minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui.
Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștilor, nu vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei. Adică oricând am fi noi de sfinți, tot numai mila Domnului ne mântuie. Dar dacă nu ne silim să fim sfinți cum este El, pierdem și mila asta. Cu mare milă, un om de fiul său care slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea între cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Doamne, îți mulțumim că ai avut milă și te rugăm să ne ajut să slujim tot cu milă. Și după cum Tu le împletești pe toate, ajută-ne și pe noi să le împletim în mod corect. Lăudat să fie Domnul. Amin.